Foarte mulțumit. Dacă cineva înaintea jocului îmi spunea că o să câștigăm un punct, aș fi zis că sunt super de mulțumit. Din păcate, am avut superioritate numerică și 1-0, am pățit ce a plățit Clujul la Steaua. Am întors puțin foaia astăzi. Dar totuși trebuie să recunosc că diferența dintre CFR și Oțelul este una mult mai mare decât Steaua și CFR. Așa că ne putem mulțumi și cu un punct, chiar dacă nu sunt adeptul meciurilor nule, nu sunt adeptul, știu, să iau un punct care să, ori la mine, ori victoria, ori înfrângere, totul sau nimic, dar când joci contra fostei campioane, când joci contra unei echipe cu super valori, trebuie să te declar mulțumit la sfârșit. Și asta fac și eu, mă declar mulțumit cu un rezultat de egalitate. Ce să spun, avem echipă foarte tânără și mulți jucători neexperimentați. Cred că, știu, intrarea lui Cone s-a cunoscut, chiar declarasem înainte de partidă că e un jucător care poate să decidă soarta unei partide, este un jucător foarte valoros, pe părerea mea poate cel mai bun vârf de atac din țara la ora actuală. Jucători masivi, ați observat și dumneavoastră, foarte un joc axat pe pase în adâncime, pe Cone, pe Ruiz, devierile lor și au apărut chiar situații de a marca, puteau să și câștige CFR-ul pe final. Nu m-a surprins cu absolut nimic. Cunoșteam jocul lor și mă așteptam normal la o dominare accentuată a gazdelor, dar am reușit cât de cât să ne ridicăm și noi la nivel destul de bun. De obicei nu discut despre faze. Da, a făcut o greșeală destul de ușoară la centrul terenului. Unul din puținii jucători cu experiență din echipa noastră. Dar se întâmplă, e fotbal, se greșește, nu pot să iau gâtul nimănui. O să discutăm mâine sau poimine, dar acum nu are rost să discutăm așa ceva. O greșeală care ne-a costat golul și... Am văzut ce a spus de fapt pe final, la anumite decizii ale arbitrului. Vi s-a părut că... Nu. Nu mă agitam față de arbitraj, din contra, strigam la jucătorii mei. Nu, arbitrajul nu cred că a avut o influență la rezultatul final, sub nicio formă, nu cred că a influențat rezultatul final. Principal îmi strigam la jucătorii proprii. S-a părut CFR o echipă care poate câștiga titlul? N-am înțeles, scuze. S-a părut CFR o echipă care poate câștiga titlul? Sincer, iarăși aici nu vreau să fac aprecieri la echipa adversă. Totuși pot să spun că anul trecut mi s-a părut o echipă mult mai solidă și poate, știu, lotul de jucători este foarte valoros, dar momentan cred că trec într-o perioadă mai puțin fastă. Șanse sunt, dar din păcate etapele se scurg, rămân mult mai puține și diferența se mărește de prima clasată. Cred că e destul de greu să prindă locul 1. Cred că sunt trei echipe acum care se bat pentru titlu, Dinamo, Timișoara și Urziceni. Dar mingea este rotundă, CFR-ul poate să revină, are, cred că, puterea să revină, dar din păcate trebuie să o facă foarte repede pentru că se scurg etapele și nu mai e timp. Cred că da. Deci, fără falsă modestie, ținând cont și de rezultatele celorlalte contracandidate, după rezultatul de astăzi, cred că nu se mai pune problema retrogradării. Ne bucură lucrul ăsta. Nu este o mândrie pentru mine personal să mă laud că echipa scapă de retrogradare. Nu este un obiectiv care să-mi placă, dar ținând cont de situația din vară, când am pierdut foarte mulți jucători valoroși și ținând cont și de situația financiară a clubului, din păcate, trebuie să ne declarăm mulțumiți și cu acest obiectiv minor. That's all.